Spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele, cu oamenii cei ce fac fără de lege, și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unul de lemn al păcătoșilor, să nu umblă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva relilor, prăbușească-se de pe sângă judecătorilor. Auzise vor glaibrile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ sau rog de pământ, risipitul sau oasele lor îngrigat. Diavol vreaja lor păcătoșii, ferii sunt eu până ce îi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am strigat. Vărsa-o-i înaintea lui rugăciunea mea, de glasul meu înaintea lui vă spune. Căricea dintr-o mine, Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, a spus acursă mie, nu va da seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Ferita fugă de la mine, și nu este cel ce căuta sufletul meu. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă primălesc, că s-au întărit mai mult de mine. Scoate din temniță sufletul meu, ca să se măturisească numele tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce vei răspăti mie. Amor, amor, sangue.
lumea lui Dumnezeu, lumea l-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu. A binevoit Dumnezeu să mântuiască pe acei ce cred prin nebunia păvăduirii. Fiindcă și iudeii cel semne, iar elinii caută înțelepciune. Însă noi păvăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie. Dar pentru cei chemați și iudei și elinii pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Poporul a răspuns și a zis stângele lui asupra noastră și asupra copilor noștri.
Apoi l-a eliberat pe Barabaia pe Iisus la biciuit și l-a dat ca să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorii de crimei pe Iisus în pretoriu au adunat în jurul lui toată cohorta și dezbrăcându-l de haine lui, l-au pus o habit de roșie. Și îmbrăcând-o cu lună de spin, au pus-o pe cap și mâna lui cea dreaptă, trese și îngenuchind înaintea lui, își băteau joc de el zicând, bucură-te împăratul ideilor! Și scuipând asupra lui, au luat trestea și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au bajocorit așa, l-au dezbrăcat de hlambină, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon, pe care îl sileau să ducă crucea lui. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fere și cu stâni, nu au voie să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ce s-a zis de prorocul. Împărțit au hainele mele între ei, pe cămașa mea au aruncat sorți. Și ostașii șezând, îi împărțeau acolo, iar deasupra capului au pus vina lui scris, acesta este Iisus împăratul ideilor. Atunci au fost răstignit împreună cu el, doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga, unul dintre făcătorii de ele, răstignit îl guleau zicând, dacă ești tu, Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și pe noi. Dar celălalt, răspunzând, îl certa zicând, nu te tem tu de Dumnezeu că ești în această osândă? Și noi credem că noi primim cele cuvinte după faptele noastre. Aceasta asta n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Iisus, pomenește-mă, Doamne, când mi-ai venit cu împărăția asta. Și Iisus i-a zis, adevărat, vestea asta de cu mine în rai. Iar trecătorii îl guleau, clătinându-se capul și zicând, tu ești cel ce dărâi templul și în trei zile zidești. Mântuiește-te pe tine însuși. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruci. Asemenea și arhierei, bătuți în joc de el, împreună cu cărturare și cu pătrânii ziceau, pe alții am mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Dumnezeu să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el, s-am crezut în Dumnezeu să scape acum dacă vrea pe el. Căci a zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Iar de la ceasul al șaptea s-a făcut întunerică peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Însă unii dintre cei ce stăteau acolo au zis, ziceau, pe Eli îl strigă acesta, atunci unul dintre ei alergând în apă și luând un burete, l-a umplut de orice și punându-l într-o trestie, l-a dat să bea. Iar ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă vine Eli să-l mântuiască. Dar Iisus strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul și iată că s-a picat la timpul lui, s-a fâșiat în două de sus până jos și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale Sfântului adormit au înviat și ieșind din mormânt după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-a arătat multora. Iar sutașul cei care împreună cu el spădeau pe Iisus văzând cu tremurul și cele întâmplate s-au întricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era acesta. Deci iudeii fiindcă era bine ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruci, căci era mare ziua sâmbete acelea, au rugat pe Pilat să le îndrobească fruiele picioarelor și să îi ridice. Deci au venit ostași și au îndrobit fruiele picioarelor, celui din plic celul care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu l-au îndrobit picioarele fruiele și unul dintre ostași cu surița am pus coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și adevărat este mărturia lui. Și același știe că spune adevărul ca și voi să credeți. Că s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura. Nu îi se va drobi niciun os. Și iarăși altă Scriptură zice, vor privi la acela pe care l-au pus. Și acolo erau multe femei privind de departe care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-l într-un care era Maria Magdalena și Maria mama lui Iacob și a lui Iosif. Și mama fiilor lui Zebedeu. Și făcându-se seara a venit un om bogat din Arimatea cu numele Iosif, care și el era ucenic al lui Iisus, acesta ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus, atunci Pilat a poruncit să se dea trupul și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în jur jucurat de el și l-a pus în mormânt nou al său, pe care să pase în stâncă și prăbălind o piatră mare la ușa mormântului s-au dus. Iar Maria Magdalena și cealaltă Marie erau acolo. Ce zi?
Oh,
vecii vecilor. Amin. Sfinte, fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Dar Sfântă Trăimii, miluiește-ne noi. Doamne, curățește păcatele. Pentru a noastră mântuire, cu atingirile cele înfricoșătoare și cu ceea ce de viață trebătoare și îngroparea cea de voie cu trupul a primit Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurată, marcisare, în puterea cinstită și viață trebătoare crești și pentru rugăciune tuturor sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca mulți de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.